retrageți-vă investițiile pentru că vine bear marketul. Vine bear marketul, vine bear marketul, dar nu anul ăsta. Așa, e o alarmă falsă. Am auzit foarte mulți analiști spunând că urmează să avem parte de un bear market prin sau spre finele lunii ianuarie 2022, începutul lunii februarie, dar așa cum știți, piața e destul de imprevizibilă și nu putem să emitem niciodată teorii care sunt 100% sigure. Dar lucrul ăsta se aplică aproape în orice domeniu. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că și dacă ai un business, tu nu poți să garantezi 100% că dacă respecti pașii ăștia, ai rată 100% de succes. Dar lucruri se întâmplă în piață. Iar atunci când alegi categoria investitorului sau patronului, da, îți asumi anumite riscuri, mai ales pe partea de investiții, deoarece investitorii au un apetit mult mai ridicat la risc decât majoritatea oamenilor. În momentul de față am putea avea două variante. Fie Bitcoin-ul merge în sus, fie Bitcoin-ul merge în jos. Dar lucrul ăsta iară se subînțelege și e destul de logic. Bună dimineața și bun venit în cadrul Grecomedia. Numele meu e Robert Grecu. Aici pe canal îți arăt în fiecare zi cum să faci bani din piața cripto. Așa că dacă ești pasionat de piața cripto, îți place tehnologia blockchain, te rog să te abonezi pe unul din canalele noastre și îți mulțumesc dacă deja te-ai abonat. Tot mai mult sau în număr tot mai mare văd că se abonează oamenii. Există un interes major pentru piața cripto. Sunt oameni cu adevărat pasionați care vor să învețe. Iar eu, împreună cu echipa mea, suntem aici pentru voi și vă mulțumim enorm de mult pentru susținerea voastră. Vă salut pe fiecare parte, fiecare sunteți extrem de importanți și împreună, pentru că aici e canalul nostru, deoarece împreună alcătuim comunitatea. Avem nevoie unii de alții și de asemenea eu sunt pregătit să învăț de la voi. Ethereum-ul rămâne pe locul 2, în momentul de față este undeva la $4,000. Și piața îi roșie, oarecum nu foarte roșie. A avut o corecție, am avut un mic bear market sau un mini bear market, cum îi spun eu, deoarece mini bear market-urile astea se întind doar pe câteva zile, momente fantastice de acumulare. E normal să existe corecții în piață, e normal să avem parte de câteva micuțe bear market-uri. De ce? Pentru că ne ajută la acumulare. În general, începătorii se sperie atunci când văd că piața e roșie și vând, în momentul în care pierd. În realitate, piața cripto nu pierzi decât în momentul în care vinzi. Vinzi atunci când e jos și ești speriat, nu înțelegi ce se întâmplă. Dar corecțiile sunt absolut normale și nu trebuie să vă speriați. Citeam un articol de dimineață pe care vreau să-l abordez astăzi cu voi și să discutăm despre Solana. Proiectul ăsta are potențial fantastic și cred în continuare că o să meargă în sus. Sam Bankman-Fried este fondatorul de la sau exchange-ului FTX și el e foarte optimist atunci când e vorba de Solana. El crede că Solana are potențialul să scaleze de aici foarte mult și crede că la un moment dat va depăși Bitcoin. Acum, Sam pare să fie destul de optimist și nimeni nu contestă proiectul Solana, dat fiind că și-a dovedit validitatea în piață prin livrarea a tot ceea ce au promis. În felul ăsta îți câștigi validitatea în piață. Oferi, ai un roadmap, te ții de el și livrezi la timp sau chiar mai repede ce promiți. El mai crede că Solana
e mult mai bună decât Ethereum și cel puțin va depăși Ethereum în următorul an, următorii 2 ani. Argumentul lui că Solana că vine cu un plan foarte bun de acomodare pentru masă, pentru toți. El zice că vine cu o soluție foarte bună. Un alt lucru ce mi s-a părut destul de interesant e că anul ăsta, precum știți și voi, iar dacă nu știți, vreau să știți acum că anul acesta este un an al NFT-urilor, non-fungible tokens, artă digitală, care funcționează în blockchain, nu poate fi replicată și achiziționată de un proprietar care și el e registrat în blockchain, da? Deci, dacă ai reușit să achiziționezi un NFT, fii 100% sigur că este doar al tău. Așa cum am spus, anul acesta a fost un an al NFT-urilor și vedem proiectul de gaming, Axie Infinity, dar el este liderul proiectelor de gaming în momentul de față. A avut o creștere spectaculoasă anul acesta și până în momentul de față la el îi direcția, adică când vine vorba de proiectele de gaming, Axie Infinity îi number one. Săptămâna asta un pământ virtual s-a vândut în Axie Infinity pentru 550 de Ethereum. Asta vine circa 2,2 milioane de dolari. Bun. Cardano urmează în luna decembrie să fie delistat de pe eToro împreună cu Tron sau TRX. Cei de la eToro nu au spus de ce urmează să facă lucrul acesta, însă cert e că o să se întâmple lucrul ăsta și Cardano o să fie efectiv delistat de pe eToro. Acum vreau să luăm câteva altcoin-uri, să discutăm despre câteva altcoin-uri. Am spus lucrul ăsta și anume că proiectele cu potențial atunci când vine vorba de piața cripto nu neapărat că nu mai sunt cele din top 100 CoinMarketCap. De ce? Pentru că proiectele din top 100 au avut deja o scalabilitate. Au ajuns la un anumit nivel. Da, o să mai crească. Sigur că da. Dar pe termen scurt, da, în câteva luni de zile, proiectele din top 100 sunt bune pe termen, dar proiectele cu potențial nu le regăsim neapărat în top 100. Și vorbeam zilele acestea despre un proiect, Vulcan Forged Peer, care are o capitalizare de piață de 700 de milioane și are potențial mult mai mult. Eu văd o capitalizare de piață la proiectul ăsta de minim 10 miliarde în următoarele 5 luni. 5-6 luni. Are un max supply de 50 de milioane de monede și are un volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore de 80 de milioane. Vorbeam de proiectul ăsta încă de când era la sau încă de când era sub 10 dolari. Eu l-am identificat de când era la 1 dolar. Iar asta se întâmpla în luna august aproximativ și de atunci proiectul ăsta mi-a tras cu ochiul. Are o echipă în momentul de față de 30 de oameni. Da, asta e echipa de bază, ei sunt mai mulți care sunt împrăștiați prin Grecia, Marea Britanie și Ucraina. Iar fondatorul proiectului e Jamie Thompson. Deci Vulcan Forge Peer e un proiect de game studio. Hai să vedem care e utilitatea tokenului în sine. Fees for the market pay settlement. Poți să faci staking în Vulcanverse cu pământuri și alte asset-uri virtuale. Ai sistem de play to earn rewards, adică jucând poți să câștigi, să faci bani și utilitatea tokenului mai are ca angajament și accesul tuturor dezvoltatorilor proiectelor de gaming și de NFT-uri.
Proiectul ăsta îmi place foarte mult, a avut deja o creștere destul de mare, a avut un all-time high de 49 de dolari, iar lucrul ăsta s-a întâmplat pe 26 noiembrie, în urmă cu 2 zile. Eu văd proiectul ăsta de minim câteva sute de dolari și da, aleg să investesc în proiectul ăsta. Dar asta nu e un sfat financiar și voi trebuie să vă guvernați și să faceți investițiile potrivite în dreptul vostru, să aveți grijă de banii voștri și să nu luați neapărat de bun ceea ce spun toți analiștii financiari. Însă, în același timp trebuie să aveți și o părere, să aveți și o părere obiectivă despre anumite proiecte și să înțelegeți sau să identificați potențialul dintr-un proiect. Da? Pentru că proiectele care o să vă aducă revenue, da? Recompensă masivă, sunt proiectele care încă nu sunt în top 100 CoinMarketCap, proiectele care încă nu au ajuns la o creștere foarte mare, care nu au capitalizări de piață de ordinul zecilor de miliarde. Așa că la alea lucrăm și pe alea trebuie să le identificăm. Acum mi-a venit o idee că vorbeam de Solana, dat fiind că fondatorul de la FTX, de la exchange-ul FTX, Sam Bankman, crede atât de mult în Solana și anume că o să depășească Ethereum și la un moment dat și Bitcoin, nu? Dacă stau să mă gândesc sau să vreau să judec, nu aș putea, pentru că la fel cred și eu când vine vorba de Egon sau Elrond, dar eu cred că o să vină momentul în care oamenii nu o să mai își permită să dețină nici măcar, sau o să dețină cu greu fracțiuni mici dintr-un Elrond, dintr-un singur Elrond. Dar eu sunt un true believer pe partea de Elrond și un real holder, adică da, nu o să vând Elrond. Și din contră, o să pun la staking Elrond Max, o să fac o combinație între cele două, lucrul să-l găsiți pe Maiar, puteți să vă luați de acolo informațiile de care aveți nevoie. Am mai vorbit de un proiect, pe 6 noiembrie am pus un tweet exact la o zi de când s-a listat proiectul ăsta și vorba de Immutable X, da? Deja a avut o creștere destul de semnificativă și are o capitalizare de piață de 1,4 miliarde. Ceea ce e destul de mare. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și care urmează să vă abonați. Până data viitoare, rămâneți smart în toate investițiile voastre. Păziți-vă de escrocherii. Aveți grijă pe ce link-uri intrați. Aveți grijă unde vă expuneți portofelele. Sunt o grămadă de escroci care de-abia așteaptă să aibă acces la informațiile voastre sau informațiile wallet-urilor voastre. Așa că rămâneți în siguranță și faceți investițiile cele mai bune. Vă doresc o duminică deosebită alături de cei dragi vouă și să ne vedem cu bine. Vă salut! Toate cele bune!